așa, și pentru că meritați, e aici ceva ce ține de merit. Meritați să aveți o educație, meritați să fiți poate profesori, meritați, unii dintre voi să fiți profesori, meritați să învățați pe ceilalți și meritați ca și voi să învățați la rândul vostru. Deci este așa o perioadă liniștită, o perioadă în care ar trebui să vă bucurați și să lăsați zgomotul de fundal în spate, înapoi cu 5 de bâte. Nebunul este cineva care clar evadează din această nebunie. Culmea că el e nebunul, dar aici este nebunia. Și să mergeți undeva, să evadați undeva și faptul că veți reuși să evadați din această nebunie, din cotidian, din ceva de zi, ca să zic așa, de cotidian, da, de o rutină, vă veți duce undeva unde vă veți simți ca acasă. Poate unii chiar vă duceți acasă în această perioadă. Oricum ar fi, se arată și aici cu asul de monede și cu nebunul și cu luna, într-adevăr, nu este ceva concret. Dar s-ar putea să această evadare, această călătorie personală o să vă ducă pe un drum al abundenței sau pe un drum al unei oportunități financiare, monetare, da? Materiale. Într-adevăr, e foarte incert cum se va întâmpla acest lucru. Acest început nu este atât de vizibil la prima vedere pentru voi în această perioadă, dar el există, el o să fie acolo. Poate că unii dintre voi o să vă gândiți, nu vine să cred că m-am dus acasă, m-am dus în acest loc pe care eu îl simt acasă și ia uite, se și ivește o oportunitate interesantă financiară. Nici nu mă așteptam de unde a venit chestia asta. Cam așa o simt în combinația asta cu luna. Vă văd foarte preocupați de propria persoană și asta este bine, adică simt așa o preocupare bună, fericită. Hai să vedem și niște cărți de oracol din partea arhanghelilor. Ia uite, prosperitate spirituală și materială 53. Deci vine de undeva această prosperitate cu Ariel. Aduc prosperitate și abundență divină în viața ta. Te ajung să duci la îndeplinire toate proiectele și aspirațiile tale benefice. S-ar putea să fie vorba despre un proiect. Da, nu simt că este ceva incredibil de mare, o sumă poate foarte mare, dar este ceva interesant. Și e tot o cale aici, da? Trebuie să găsiți o cale pe care să mergeți în această lună. Simt așa că vă cheamă o cale, vă cheamă la propriu un drum. Hai să mai vedem o carte. Rafael 21, uite foarte mult verde și albastru, astea ar fi culorile voastre, la fel și luna aici avem mult albastru și verde. Rafael, ești alesul și protejatul meu, ai atins o mare realizare în sfera armoniei tale lăuntrice și meriți să primești darul vindecării dumnezeiești. Ok, deci e important. Sfera armoniei tale lăuntrice, da, trebuie să fii foarte mult în armonie cu tine. Cu emoțiile tale, frumusețea dumnezeiască, uite ce frumos și fix aici unde este cartea cu numărul 13, este Joviel, contemplarea frumuseților dumnezeiești, ți le revelează pe Dumnezeu și conferă frumusețe propriei tale gândiri. Exact, gândire. În parfumul suav al trandafirilor roșii poți percepe într-un mod tainic prezența mea inefabilă. Foarte frumos. Și aici îl simt foarte puternic pe Joviel. Deci dacă simțiți să lucrați cu un arhanghel, Joviel ar fi acela pentru voi. Și încă o carte, ia uite, Armonia Dumnezeiască și Echilibrul Lăuntric, Rafael. De două Rafael, deși Rafael, din nou verde. Te ajut să-ți redobândești și apoi să-ți păstrezi armonia și echilibrul lăuntric. Te inspir să-ți folosești în mod înțelept și chipzuit resursele interioare. Da, trebuie să fii foarte chipzuit în această perioadă, cum îți dozezi așa energia și la ce alegi să muncești, la ce alegi să îți îndrepți atenția. Pentru că este o lună în care ar trebui să nu te concentrezi pe prea multe, cu 5 de bâte, clar, să nu te concentrezi pe prea multe sau pe prea mulți oameni, dacă lucrați mai ales cu clienții, ci să vă concentrați pe un lucru și doar pe acela. Și e foarte important dacă acel lucru ar fi propria persoană, pentru că o să aveți mult de câștigat.
Unii trebuie să vă și reîncărcați bateriile, așa simt. 42. Revelarea lui Dumnezeu în universul ființei umane. Metatron, asta e o carte mai puternică, să zic așa. Sunt mesagerul esențial între tine și Dumnezeu, te ajută să cunoști atributele tainice ale lui Dumnezeu, te introduc înaintea chipului celui misterios al lui Dumnezeu. Și ar avea sens cu luna, s-ar putea să descoperi sau pe voi, pe unii dintre voi, pe mulți dintre voi, să simțiți nevoia să cercetați foarte multe lucruri ascunse, mistere, secrete, despre voi, despre propria persoană, dar și despre, poate și despre neamul vostru, poate și despre univers, despre omenire și așa mai departe. Veți simți nevoia să cercetați, să căutați. E foarte mult ideea de carte aici, veți simți nevoia să citiți foarte mult în această lună. Iar asta o să vă facă foarte atrăgător, foarte atrăgătoare, pentru, cel puțin pentru o persoană, da? O să fie cineva foarte atras de voi din noi. Ia uite, încă o carte aici, pe care o ține Arhanghelul Rafael sau, mă rog, acest personaj. Deci e o lună de genul acesta, de introspecție, de gândire, de a te reîntoarce la propria persoană, în interior, da? În zona asta lăuntrică, da? Tot am văzut armonie, lăuntrică și echilibru lăuntric și așa mai departe. Iar asta o să-ți ofere și foarte multă prosperitate spirituală. E foarte important să te dezvolți în această perioadă. Profită de această perioadă, poate și de vacanță, că toți așa suntem într-o vacanță în această perioadă, într-o formă sau alta. Bun, ca zodii, pești. Pești este cel mai mult în evidență și chiar vă recomand să vă uitați și la etalarea celor din zodia pești. Poate aveți prieteni din zodia asta, pentru că ei au ceva de genul acesta, de a ei în această lună, în cărțile de tarot, în etalarea lor, a ieșit această idee că va trebui să învețe pe ceilalți sau ar trebui ca ei să se alăture unui grup de oameni care învață, care studiază și așa mai departe. Deci se pliază puțin și pe energia asta de acum pentru voi. Bun. Pești. Vărsător. Balanță. Scorpion. Berbec. Capricorn. Și poate altcineva din zodia Fecioară. Iar ca numere, zile importante, 13 iulie, era să zic februarie, nu știu, poate s-a întâmplat ceva atunci, puteți să vă gândiți ce a fost pe 13 februarie. 13 iulie, 28 iulie, 22 iulie, foarte important, 21 iulie, 23 iulie, deci 20, 21, 22, 23, astea sunt zilele importante. Bun. 40, 32, alte numere importante pentru voi în această perioadă. Cam atât am pentru voi, dragii mei. O lună frumoasă vă doresc, iar noi ne revedem data viitoare.